invece lo sguardo. Deci apa de aici este apa acum. Da. Este cilindru aici. Volumul ăsta e egal cu volumul ăsta. Volumul ăsta. Deci știu, deci 4500. 4500 centimetri pi, da, pi centimetri cub. Este egal cu pi r pătrat. Adică pi, lăsați, spuneți un IR3 de data asta. Pi, nu, arată cu 12. 144. Cu H. Cu H, ca nu știu. H3A. Exact, apa sau H ăsta să înțeleagă că e în primă. Exact care trebuie, nu? Și de aici, centimetri cub, da? Și pi. Pi cu pi se duce. Și atunci pe H, exact ce îmi cerea motorul. 4500. Supra 144. 31,25. Centimetri. Da. Atât s-a ridicat. La nivelul ăsta se ridica. Deci din 50 cât avea toată înălțimea paharul al doilea, la 31,25 s-a ridicat apa, deși în primul cilindru era la 20. Că era mai gros paharul. Exact. Da? Ați înțeles? Și acum am oprit o problemă, mi-am întâlnit o problemă pe care o dădeam des la școala de maestri. Am predat și la școala de maestri și cum pe mine mă pregăta partea practică a problemei, la un moment dat, trebuie așa, voi care sunteți maestri acolo și studiați puțin la oratorie de sutură, vă duceți la muncitor și spuneți, din foaia asta de tablă, să facem un cilindru de volum maxim. O să-l faci așa. Sau poți să-l faci așa. Care credeți că va avea volumul mai mare? Varianta asta? Sau varianta cealaltă? Prima variantă. Asta? Nu. Cealaltă, nu? Părerea ta că e mai înalt, nu? Deci, din două posibilități sunt. Așa? Sau așa? Care mergi? Mergi și spui că acel volum. El a s-o pronunțat într-un fel. Tu, Maria? Care e mai lung sau la mai scurt? Deci fiecare părere diferită. Asta e foarte bine. Sunt trei variante. Trei variante de răspuns. Cineva... Acum, care a fost motivul, să spunem, pentru care tu ai gândit că ăsta ar fi mai avantajos? Ce te-a făcut pe tine să crezi că va avea volum mai mare? Intuiția. Deci, asta, problema, că am spus-o pe tablă. Vă zic eu, asta am făcut să zic asta. Da? Da. Nu are. Deci modelul de aici da. Te-a făcut să crezi că ar fi o legătură și să zicem. Miruna, tu de ce te-ai pronunțat și ai spus că au același volum? Că e aceeași bucată de tablă și e același lucru și n-ai ce să spui, este același. Bun. Și tu? Cred că să fie mai mult, nu? Dacă... Mai cu problema asta și cu consum minim de material, dacă spun asta la sudură și ca timp de sudură, parcă asta ar fi mai convenabilă. Dar da. Eu, dacă studiez urma porțiunea asta. Acum se rămâne mai asupra, poți cât așa, dar mai mult mai asupra. Merge pe chestia că se da. Da, se lipește, exact. Sufrează capul în cap. Și Maria a zis că a și Maria a spus așa. Tu de ce ai spus Maria? Și crezi că raza fiind mai mare în condițiile astea, ar avea influență mai mare în volum? În prima variantă, cum este acolo? Pi r pătrat h, nu? Pi r pătrat h,
dincolo, tot pier pătrat, alt H. H-ul e mai mare aici. Aici e H-ul mai mare. Mai mică, H-ul e mai mare. Da. Ce să facem? Care care? Le dăm, suntem și din partea mea, e și partea lor. Tu ești cea care spune de care și cu asta e niște de amândouă. Exact. Pe valea ta. Știți ce mi-am spus, doamne? Tot așa, s-au împărțit în două, în trei, clasa și el a bătălit. Nu e adevărat. Domn profesor, dar nu e adevărat, nu este. Mergeau mai mulți pe varianta lui Luna. Este aceeași coală de treabă. Da. Știți ce mi-am spus, bă, băi, știți ce? Faceți acolo la serviciu voi. Și într-o variantă și în alta. Sudați și un capac de sub și răspuneați într-una în alta. Vedeți dacă este același lucru. O făcut asta acasă. Celorlalți elevi îi spuneau, faceți asta din carton și cu făină. Și din carton e făcut de așa și într-una în alta, vedeți ce se întâmplă. Și? Și au venit cu răspunsul. E mai bun? Așa. Volume mai mare. Așa în formă asta. Da? Și ea a spus ceva cu raza. Raza l-a împătrat. Care are o influență mai mare, spus. Vrei să încercăm să luăm concret cu falsul, calculul și cum să generalizăm? Da, da, să luăm un dreptul. Luăm un dreptul, cu dimensiunile. Un dreptul care să aibă asta, cât să fie. Mai mare. Nu. Lungimea 30 cm. 30, da? Da. Dar să luăm și cu un pi. 30 pi. Și asta să fie 10 pi. Că, știți, în momentul în care am și fac așa, lungimea cercului 2 pi. Și eu am și pi în, așa, ca să pot să afu raza, să fie raza un număr... Da. Bun. 30 cu 10. Da. 30 pi centimetri. Deci desenează. Desenează. Păi, da. Deci, A, B, C, D. Asta e coala de tablă, da? Coala de tablă. 30 pi AB și BC, DC pi. Așa. AB egal cu 30 pi centimetri. Și A, D, egal cu 10, când facem după A, B, devine un cerc AB, da? Da. Lungimea cercului egal cu 2, pi, iar, și egal cu 2 ori pi, ori raza, mai numesc încă o dată, și egal mai departe cu 30 pi. E da. Fost la B. Da, 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 și 30 pi. Egal cu 30 pi. De unde spate în ferața, este egal cu 15, nu? Da. 15 centimetri. Și atunci, în această variantă, cu fostul AB, ca dimensiune, cilindrul va arăta așa, un pic mai mare cilindrul așa va arăta, nu? Și cu înălțimea decât înălțimea de... Deci A, B, A prim, B prim. Și raza cât este, cum am spus, 15 centimetri. Și atunci volumul, în situația asta, este pi, iar pătrat, H. Egal cu pi ori 15 la pătrat ori H care e 10 cm, 10 pi. Da? Ori 10 pi este înălțimea. Da. Ori 10 pi. Nu, și toate pi cu pi acolo. Nu, lăsa-l pe față. Deci 225 ori 10 pi. De acord? Da. 2250 pi centimetri cubi. Asta în varianta Maria. Maria. Acum Adi.
Adi. Acum, pe ce îi cer, nu? Așa. Îl va arăta în felul următor. E mai înalt, da? Va arăta Adi. Cât va fi raza? Lungimea cercului va fi AD-ul. Deci AD-ul este acum, da? Da. AD. Da. Și 2 pi r egal cu 10. Deci 2 pi r egal cu 10. Egal cu 10 pi. Dar atunci din colațul la 10. 10. Cum? 10 pi, am zis. Dar la să când ați înmulțit? La volum aflat la 10. Atunci pi pătrat. Da. Pi de aici. Cu pi de acolo, pi pătrat. Pi la loc. Da. 10 pi. Și atunci raza e cât? 5. Deci raza este egal cu 5. Ce bine. Și volumul în condițiile astea va face pi r pătrat 5 la pătrat ori h care este cât este h? 30 pi. 30 pi. Și egal cu 25 ori 30. 25 ori 30 pi pătrat. Centimetri cubi. Adică 75. Și face 750 pi pătrat centimetri cubi. Deci varianta Maria o avut dreptate. Deci varianta mai mare volum. Dar de ce? De ce am aici 2250? Păi asta pot avut 25 ori 10. 15 ori 5, 20. 15? Era de la 15 acolo și aici era de 5. Deci varianta Maria e cea mai bună. E mai bună, da? Asta. Da. Mă aveam impresia că e contradicție. Nu, nu. E perfect. Varianta Maria e mai au dreptate. Corect. Da. Deci, de ce? Că raza la pătrat și atunci contribuția prin pătratul său mult mai mult decât... Și acolo nu era raza mai mare, nici... Da, dar raza e mai mare în varianta lui Maria. Nu, uitați-o, problema noastră. Și acolo era raza mai mare. Nu era? Prima rază mai mare? Păi nu, 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 aici a fost diferite probleme. Aia era cu volumul... Cam avut alea laterală aceeași problema mea. Deci, practic, area laterală fiind aceeași, cum fac eu? Aceeași de ce s-a făcut Călimirul așa zis? Dar s-a dus pe area laterală. Fiind aceeași coadă de dată. Și de ce păcăreala multor este acum? Nu are importanță, ori așa, ori așa. Aceeași volum. Nu. Volum diferit. Așa încât, mă întoarc. Intuiția lui Maria a fost bună pentru că raza fiind mai mare din pătratul său, 15 la pătrat, și aduce o contribuție mult mai mare decât 5 la pătrat. 5 la pătrat. Da. Chiar dacă acolo înălțimea era mai mare, nu acoperă. Nu acoperă. Asta. Asta. Deci mai avem o problemă. Ai înțeles problema, Doamne? Eu vreau să ziceți, da, așa, dacă ați înțeles. Problema 27. Cilindrul din figura lăturată, deci tot cilindrul ce curat drept, are secțiunea axială, pătratul AB, prim A'. Aceste lucruri sunt cele pe care se puteau întâlni în practică. Și dați-mi probleme. 27 de la pagina 106. 27. De la? 106. 106. Deci tot un cilindru circular drept. Un cilindru circular drept. Tot AB de prima C. Ei notează secțiunea axială, pătratul AB.
Deci e un pătrat, deci e un pătrat secțiunea axială? Da, da, secțiunea axială, pătratul AB pe prim AB. AB pe prim AB, un pătrat. AB, B prim AB. Deci secțiunea axială e pătrat, e un pătrat. Cu AB 8 cm. Cred că ar merge de la pătratul ăsta și facem un film. Deci la tăiat axial, știm ce înseamnă secțiunea axială. Apare pătrat, AB... AB 8 cm. AB egal cu 8 cm. Bun, ce? Dacă AB e 8 cm, raza de B. La ce e în problemă? 4. 4. Da, 4. 4, că dacă e... Sigur, am venit fizică. Suna secțiunea axială, care înseamnă diametrul în cerc. Și atunci, 8 fiind, raza de 5 jumătate, 4. Și înălțimea cilindrului al cât va fi? Tot 4. 8. 8. Este pătratul de aici. Deci eu trebuie să văd așa. Deci trebuie să văd cilindrul așa. Și... Nu? Trebuia mai... cu raza mai mică, mai decât raza de 4, și înălțimea dublă. Ca să fie cât de cât aproape de realitate. Așa trebuie. Și cam așa. Nu, nu, am zis că am zis că am făcut-o bine. Da, a trecut. În sfârșit, uite că... Cerceți totul. Da. Atâta mai jos și faceți pătratul mai timp așa. Da, da, da. Am, desenul era corect. Da, da, da. Să fie pătrat în secțiunea axială și iată AB, AB, B. Începutul C aparține cercului. Punctul C aparține cercului C de centrul O și rază germană. Deci ce este un punct pe cer? Acolo, da. Astfel încât măsura unghiului ABC e 60 cm. E bine, am făcut. A, B, C, C, 60, da. Așa unghiul ăsta de 60 de grade. Da. Deci măsura, să adăugăm, măsura lui A, B, C. Egal cu 60 de grade. Și ce aparține cercului? Merge, da, cer. Ce aparține cercului? Ce mare, e ce duce, o și rază iar. Și rază iar. Da, calculați. Da, calculați. Amic, area laterală de volum și la ce volum, da, la de volum și la ce distanța de la A' la punctul C. La BC. Distanța de la la B. Distanța de la A prim la BC și după aceea se închide paranteza și ne uvem altul. Și între A prim și BC pun un punct și virgulă. Distanța de la A prim la BC închide paranteza și pune V mare. V mare acolo. E cu greșit. Așa? Da. Cu greșit. Și pune punct și virgulă între A prim și BC. Nu, nu, nu. Între A prim din paranteza locului. A prim și BC, punct și virgulă. Da, și după aia nu mai pune nimic, nu mai pune punct și virgulă și volumul, nu? Fără punct și virgulă la dintre, fără, a? Și B, 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 dar B, B, dar B, dar e greșit. Un B, așa? Nu, da, un B, da. Dar n-am niciun răspuns. Dar e greșit, cred că. Nu. O fi profesională, vedem. Bun, mai știm o dată. Da, deci atât. Cilindrul din figura alăturată de secțiunea axială, pătratul AB, are prima prim, cu AB 8 cm. Punctul ce aparține cercului de centru O și rază iar, astfel încât măsura lungului ABC să fie 60 de grade. Calculați area laterală, volumul și distanța A prim BC, de la A prim la BC. De la da, idee. Are laterală, hai să facem. Are laterală a cilindrului. Cilindrului, da. Cine este egal la area laterală? Maria? 2 pi iar pătrat. Ori ce?
Acum, fizic, metru la a doua și încă un metru, forma asta mă duce spre ea. Vă spune golul, ceva cu golul. Așadar, 2 pi r, g. 2 pi r, g. Și egal cu 2 pi raza, o știu cât am zis că este raza. 4, nu poate să fac. Atenție, Adi. Da, 4. O, g cât? 8. 8. 8 ori 64 fi centimetri pătrați. Volum. La e egal. Adi, volumul egal cu? Cu oarea laterală plus 2 ori alea bazei. Asta este? Până cum ai gândește? Volumul. Alea bazei, nu ar zi. Imaginezi Maria. Area laterală plus 2 ori alea bazei. Nu ar zi de clară totală. Atenție, Adi, când scoatem ceva figură. Deci volumul este area bazei la toate corpurile. Area bazei ori înălțimea. Da? Area bazei ori înălțimea. Area bazei la fiind pierpătrat ori H ori H sau C, da? Pierpătrat H sau pierpătrat G. Egal mai departe cu pi. Raza, o știu că este 4 la 2. Da, și văd generatoarea care este, sau înălțimea? 8. 8. Și este egal cu 16 ori 8 pi. Ai telefon? Ai 16 ori 8. 4, 32. E complicat. Adică e 5 înainte oricât. 128. 128. What? Pi. Pi. Centimetri cu. Bun. Și am aflat și... Volum. Volum. Și acum distanța de la A prim la BC? Distanța de la A prim la BC. Distanța de la A prim la BC. La 5 BC. Am urmărit. De la A prim, la unde pică? Nu, nu e unit nimic. A, e unit A prim cu C, atât ai unit. Așa e o figură de altă viață. Deci A prim. Nu știu, nu știu unde pică. Înălțimea adusă din A prim. Pe BC. Pe dreapta BC. E unit A prim cu C și până la B se duce un arc. Lăsați-l, lăsați să vedem cum vedeți problema asta. Păi de ce am pus picea acolo? Păi zice că este un punct pe cer. Adică tu trebuie să imaginezi că baza este așa. Baza este un cer, nu? Da. Și că în cercul ăsta... E văzut că n-am un degeaba? Deci în cercul ăsta avem diametru, va fi la noi apere. Așa. Și că ce-ul este așa fel situat, încât unghiul acela e de 60 de grame. Aha, interesant. Așa trebuie să-ți poate, s-o magnific, dar planul de-un profesor. Da, deci ducem în parte, să vedem cum apare. Și acum? Păi... Tu trebuie să vezi așa acum. Da, așa. Da. Dacă m-am dus cu cercul așa să-l vezi, așa trebuie să vezi. Și pe aici este A prim și vorba de aia aici până la... Ce? Sau la ce? Până la dreapta BC. Să ne gândim. Păi sigur că asta facem. Deci am A
pus în situația asta? Păi trebuie să cadă cumva pe BC. Pe dreapta BC. Păi distanța de la un punct la o, distanța de la un punct la o dreaptă, e pe dreapta. De acolo, perpetuarea de acolo. Și acum vreți să localizăm strict pe punctul C? Eu așa mă gândesc un pic. Dacă tu ai alte idei, deci așa este, da. Asta, asta este A prim, de prim. Și de aici... La BC. La BC. Păi cum era? Că arcul unghiul de pe cerc e jumătate din arcul AC. Deci AC e de 120. Dar nu mai ții minte asta, tu mai îți amintești așa, nu amintești. Da, mă amintesc, sigur. Stai, ți amintești, nu mi-am mintim. Doar eu nu mi-am amintesc. Și vreau să mai... Arcul la centru egal. Câte grade are adică în cerc? 36. 36 de grade, da? Dar jumătate. 180. Jumătate, asta 180, da. Dacă aș uni pe A cu C, câte grade au unghiurile dintr-un triunghi? 180. Suma unghiurilor fac 180, da? Pentru că unghiul ăsta se uită spre A jumătate de cerc. Care e din 80? 90, da. Din ce motiv? Se uită pe jumătate de cerc. Ăsta a trăiat pe partea asta altă din cerc. Și celălalt se uită pe... Deci se completează cercul. De se completează cercul. Cum cercul tot avea 360, iar suma unghiurilor împreună aici fac 180, înseamnă că fiecare vede jumătatea. Da? Jumătate, pentru că... Iată, încă un motiv în plus. Dacă aș lua în felul ăsta unghiul cu vârful chiar la centru, unghiul cu vârful la centru, vede arcul ăsta, da? De aici, de ce? Unghiul cu vârful pe cer, cum e A-ul, vede tot arcul de ce. Dar mărimea unghiului acesta va fi jumătate din unghiul de aici. Cum ne putem da seama? Păi triunghiul A, O, C. Ce fel de triunghi este? A, O, C. Este isoscel. Deci unghiul de aici este cât ăsta de aici. Da. Da? Unghiul 1 și 2. Iar unghiul 1 și cu 2 fac exact unghiul ăsta B, O, C. Pentru că unghiul exterior. Unghiul exterior e ca cu suma unghiilor de alăturate. Pentru că unghiul 1 cu 2 și unghiul ăsta de aici fac 180. Deci, 1 și cu 2 împreună au, împreună au aceeași mărime cât BOC. Unghii exterior între unghii era suma unghiilor nealătrate. Și atunci, ăsta de aici, BOC, e dublu. E de două ori unghiul A. Și atunci e jumătate. Dacă în cazul nostru 60, va fi de 30 de grade. Bun. Cu alte cuvinte, a avut dreptate. Că unghiul cu vârful pe cerc este jumătatea arcului văzut. Adică dacă stai de 60, arcul ăsta va fi de 120. Dublu va fi ca mare. Asta ca discuții. Dar nu întâmplătoare autorul a dat unghiul ăsta de 60. Deci, probabil că va trebui să folosim. Și haideți să încercăm acum. Cum gândim problema? Unghiul din ce are 90? Unghiul tot din ce are 90, da. Unghiul din A are 30. Unghiul din A are 30, da. Așa, de 60. Știm ce eu știm. Știm... La distanța de la prim, nu de la A. Eu vreau distanța de la A. De la prim. De la asta de sus? De la prim la BC. Ducem modul unicoare, i-am primit pe BC. Trebuie să știu neapărat unde se localizează. Păi, dacă reușim să știm unde se pică, atunci ne ajută foarte mult. Eu mă strădui să încep, mă strădui să mă conduc pentru a localiza de anul. Exact. E pe mijloc? Păi nu știu, nu pe ghicitii.
Trebuie să avem argumente foarte serioase. Nu degeaba ai spus că unghiul ăsta e de 90 de grame, adică... AC, corect? Păi... Și A prin cum este A? A prin perpendicular pe tocmă, nu? Așa. A prin perpendicular pe tocmă. Deci, că ăla e perpendicular pe ăla, ăla e perpendicular pe A prin perpendicular pe BC. Deci A prin perpendicular pe tocmă, nu AC e perpendicular pe BC. Așa, deci... Deci... A prin perpendicular pe tocmă, nu? A, ce e pe pericula pe BC, atunci A prin ce e pe numai pe ce e pe BC. Așa, e ca din ce? Hai, de ce asta? Teorema celor trei perpendiculare. Dacă așa. Și așa, atunci așa. Și din ce așa, din ce ori perpendiculare. Atunci. Așa. Da, da, dar să o vedeți clar. Dacă vă dați la urmă, așa există unitatea. A, primit perpendiculare. Da, ce e pripus? Da? Deci, întorcându-ne în figura noastră, unde e figura noastră? A, uitați, uitați și libru sus. A, așa. A, primită. Deci, A, dacă așa, și este. Și din piciorul de aici, din A. Faceți cu roșu, dacă vreau. Așa. Deci, cu culoare. Așa, dacă așa. Și este. Și așa, pe o dreaptă, din plan. Deci așa. Aici e 90 de grade. Atunci A prin C e perpendicular pe BC. Atunci A prin C. A prin C. E perpendiculară pe BC, în punctul C. La cel de pe perioare. Ce este important? Este important să se sesizăm că unghiul de 60 de grade a favorizat, ți-a dat posibilitatea să spui Miruna că unghiul, că AC este pe perioare pe BC. Da, acolo nu vedea arcul ăla, nu vedea pe ăla de 180, arcul AB? Atât. Faptul că îl vedea pe ăsta. Deci oriunde ar fi fost ceul prima Vedea cu AB. Era important asta, vedea cu AB. Și AB fiind... 180, 90, care și-ai zis ăla ne-a ajutat. Da, pentru că ne-a ajutat la acum. Când acum, la calcul, poate, da. La calcul. Când aflăm pe AC. Dar oriunde mi-ai la spui bine, oriunde s-ar fi aflat ce pe cu AB, teorema celor de trei perpendiculare ar fi lucrat perfect. Pentru că tot timpul, unghiul văzut va fi jumătate din arcul subțint. Și cum e jumătate din cer, deci vine 90 de grade. Aceea era perpendiculară de BC. Numai că probabil, din motive foarte clare de lucru, de calcul, mi se fixează asta. Și zicem. Știm că distanța de la prima BC. Să ne ducem la punctul C, da? Hai să vedem acum. Da. Cum ar face noi? Tu. Bine. A prin perpendicular pe planul ABC. A prin perpendicular pe planul ABC. A, B, C. Continuă AD. AC perpendicular pe BC. Așa. AC perpendicular pe BC. Pe BC. Nu știam. Și motivăm în paranteză. AC perpendicular pe BC, din ce motiv? Ce e ca cu măsura unghiului, ce e ca cu AB pe 2. Deci scriu în paranteză, măsura unghiului ACB, ACB, măsura unghiului ACB, egală cu Maria, cu măsura arcului AB, supra 2. Și egală cu? 180 pe 2 și egal cu 90 de grade. Am motivat de ce se întâmplă chestia asta. Și acum, deci, A prin perpendicular pe planul ABC, A ce e perpendicular pe BC, BC fiind o dreaptă din planul de bază, BC, da. Deci fixăm pe BC inclusă în discul de centru, o și rază, iar
rază de titan acolo. Deci, ca să ne înțelegem că în problema teremice celor trei perpendiculare, zice așa, dacă e perpendiculară pe plan și din picior mă duc perpendicular pe dreapte din plan. Deci dreapta asta, pe ce trebuie să fie în planul în care discutăm? Pe atunci am aprins, trebuie să fie perpendiculară pe disc? A, prin perpendiculară pe AB, ABC, dacă nu însă ABC aici. Înseamnă disc. Discul de... Indirect. Pe disc, dacă zicem, centru așa, ca să lege. Mai e clar, mai e clar. Deci A, prin perpendicular, pe discul de centru, ori și rază discul de centru O și rază ia. AC perpendicular pe BC și am motivat. BC este din discul respectiv, din planul discului. De aici, conform teoreme celor trei perpendiculare, conform teoreme, rezultă că A prin C, A prin C perpendicular pe CV. Pe BC. Și dacă am început pe BC, atunci distanța de la A prin la BC egală cu cine, Maria? Distanța de la A prim la BC? Egală cu A prin C. A prin C. Egal cu A prin C. Și cu asta ne ocupăm de acum, iar găsirea la A prin C. Cu cine este egal la A prin C? A prin C este egală cu... Mergem în drumul eu A prim C, unde acela află în trebuie. A prim C, ce se reduce, da? Da. Dar mai des la fost pe AC, ca să nu mai... Zicem, e calcul radical. Din... Punem întâi C, nici pe aceea la fost pe AC. Și vedem când... X la 2. A prim. Din A prim pătrat. Plus... AC pătrat. De acord? Da. A prim o știm. Egal mai departe cu radical din A prim care e 8 la pătrat 64 plus AC egal. AC egal. Egal cu, știm că BC e 4, deci în teorema lui Pitagora triunghiul ABC e 64 minus 6. Deci ne uităm la asta, da? În triunghiul ABC. BC e 4. BC e 4. BC este de mărime 4. Da, de fapt, la teoremea e 4. Da, da, da. Da. Și face teoremea lui Pitagora. Și la da. Deci asta e 4. A, B, O, știți 8. Asta este 8. Și asta e pe AC. AC e egal cu radical din Maria. AC e egal cu radical din 8 la 2 plus... 8 la 2, adică... 64. 64 minus... 16, nu? Și egal cu radical din 64 minus 16 face 4... 8, da? 48. Care face 3 ori 16 mai 4 și 8. 4 radical din 4 radical din 3 este AC. Sveti bine, nu? Sveti bine, nu? Da? Am prins-o cu... Da, vă rog că verifică asta, că am de loc în cap. Erna, îți mulțumesc frumos. Se vede. Și acum pune și 4 radical din 3, da. 48 acolo. Aici, da? 16 ori 3. Adică 48. Și vine radical din 64 și 48. 120. 120. 4 radical din 7. 4 radical din 6 centimetri. 6 din 7. Din 7 centimetri distanță, da? Centimetri. Asta de aici continuă, deci am o zinifată, ca răspuns, 4 radical din 7. Ce? Nu, cu ce? De ce ați fost surprinși așa? Haideți să vedem ce ne alegem din problemă. Păi cu umbiulele, cu... Nu știa să se aplică de urma celor trei perpendiculare și în cilindru. Mai atenți. Că o să nu știm că se aplică și în cilindru. Nu, că și în cilindru. Oriunde, diverse probleme. De urma celor trei perpendiculare, acolo e vorba de distanța de la un punct la o dreapta.
ideal, să fac cum la un plan. De ce? De ce? Intrighilateral, BC da, este cât asta. Da, dar și la BC, cateta opusă unghiului. Și tot așa, dar cateta opusă unghiului, tocmai asta este explicația. Exact. Care, exact. Pe triunghiul OBC este echilateral și atunci de acolo. Ne folosim unghiul acela. Dar are o vară spiertă. Da, dar trebuia să le dăm. Adică... Ei se fac când au un examen. Triunghiul OBC, OBC, în care avem că OB egal cu OC, egal cu rasa, da? Și mai am că măsura unghiului OBC, 60. Egal 60 de grade, din asta rezultă că triunghiul OBC, O, B, C, echilateral. Și asta înseamnă că B, C, egal cu 4 C. Am zis o problemă din viața. Adoțu. Deci, insist, v-ați surprins de urmă cel de calculată distanță. Hai să spunem. Corect. Localizăm, da. Până am discutat chestia asta, localizăm, sigur. Da. Localizăm. Așa, acum am o problemă din clasă și gata. Da. Înțeles la cilindru, cred că am înțeles bine. Dar ce bucățile trebuie aici? Ca să fie legat. Eu sunt din tine. Și eu sunt din tine. Uite, așa are toată felul de putere. Deci domnul meu că am de și ăsta care l-avem noi aici. Da. Uite-l așa, era pe tapă. Așa, sunt locul adică ghiile și sunt propriu. Gălăsul e plin, formă singur și plin, ce e pe el. Ce-i drăguț? Ce-i drăguț? Nu-i drăguț, după făcut oameni. După aia, ați ajuns sus, la etajul 2, trebuie să urmă și scări în spirală. Și să se afle distanța puii aia. Hai că o vedem și de cilindru. De ce o vedem? O vedem în formă de cilindru. Da? Mai în Dubai se găsesc așa. Cred că și în America. Și la noi în România. Da? Care? Am văzut eu. Asta mai în Dubai. Ia să vedem. O clădire în formă de cilindru. Da. Dă pot. Deci facem vederea sub formă. Are înălțimea. Așa. Din altă doar pe 6 metri, să știți. Nu-ți faci pe 6 metri. Asta e pentru iepuraș. Pentru pui mici. Vezi. Ca să urci de scara așa, îți fie pui. 6 metri are. A, B, A, fri, B, da. Acolo e pentru, dar tot ai două profesori P, acolo unde e la noi. Aici? Da, P, da. Și cam atât. Doar atât. Ăla e un cuvânt. Și cel unde e pe primul, nu-l notat cu el. Pe primul, da. Acolo e. Acolo trebuie să ajung pui.